găsit, dragile mele! În această seară o să vă arăt un mic ritual al meu de întreținere facială pe care îl realizez de câteva ori pe lună. Ce constă în epilare facială cu benzi de gel, atenție, de gel. Aplicarea șervețelelor de after waxing, așa. Îndepărtarea punctelor negre. Pensat, vopsit, sprâncene. După care vom aplica o mască și o cremă hidratantă de noapte, pentru că este seară și tenul trebuie să regenereze. Așa că vă invit să urmăriți acest video și să sper să vă fie de folos. One time. Singing my life with this one.
curățat foarte bine fața, am exfoliat-o, am pregătit-o pentru seară. Puteți urmări celălalt video pe care îl am despre ritualul dinaintea somnului. Și în continuare o să aplic o mască. Eu prefer să-i spun o mască regeneratoare, dar puteți folosi orice tip de mască aveți în casă. După ce vă curățați foarte, foarte bine tenul și îl exfoliați foarte, foarte bine, dar delicat în același timp, folosiți o mască și o țineți 10-15 minute, după care tamponați foarte bine și aplicați o cremă foarte, foarte bună de noapte. Ia să vedem ce iese. Dragile mele, tenul meu este exact cum am așteptat, curat, hidratat și pregătit de noapte. Am scăpat de părul nedorit pe față, nu că aș avea foarte mult, dar totuși, fiind vară, vreau să mă bronzez și îmi place să mă bronzez chiar și pe față. Mi-am pesat sprâncenele, mi le-am vopsit, mi-am îngrijit tenul corespunzător, l-am curățat, l-am răsfățat și acum, după un masaj extraordinar facial, sunt gata să fac nanii. Vă doresc și dumneavoastră să încercați acești pași pe care eu vi-am expus în acest video și dacă aveți nevoie de orice fel de sfat sau de suport, vă rog frumos să nu ezitați să mă contactați pe pagina mea Body and Mind Day Spa. Vă pup! Noapte bună!